Bună seara, dragilor! Dacă este Cronica Cârcotașilor, avem și un episod nou de TikTok Trends. Iar astăzi, pentru că este 1 mai, trecem în revistă atmosfera de spectacol. Haideți să vedeți cel mai implicat artist. Știți de ce se mișcă așa? Pentru că pe scenă mișcările trebuie să fie mari ca să poată fi văzute și de spectatorii din ultimul rând. Iar când vine vorba de talent, nimeni nu îl întrece pe următorul entertainer. A dat din el tot ce a avut mai bun. Vă spun eu, omul a vrut să demonstreze că merită toți banii. Mie mi-a fost milă doar de orga aia. Cine știe prin câte a trecut. Însă, cântărețul din imaginile următoare reușește o performanță mai spectaculoasă decât momentele speciale ale lui Michael Jackson. Dispare de pe scenă fără a avea habar de asta. Vă las o reprezentație greu de uitat. Cine a spus că Mihai Eminescu nu poate antrena o petrecere frumoasă? Onoroase păsărele pe la cuiburi se adună, se ascunde în rămurele și îl spune noapte bună. Și dragii mei, asta a fost tot pentru astăzi. Eu mă retrag și vă las în continuare cu Gabriela Șerban și Dezbrăcatul. Ne vedem data viitoare. V-am pupat! Era poet domnul din TikTok. Copiilor, fericiți cei lipsiți de TikTok, al lor este propria minte. L-ai văzut pe Eminescu pe TikTok. Sonorase păsărele, pe la cuiburi se adună, se spune. Se adună ele. Ai văzut că erau și două dezacorduri. Dar vezi că se poate și mai rău, lasă așa. Da, se poate foarte rău, mult mai rău se poate. Să interziști TikTok-ul și să lași propriile tale aplicații să îndobitocească poporul. Yeah, yeah, it's about you, fellow Americans.